cum vă simțiți? Veți juca cu FCSB? Bănuiesc că pentru voi este un eveniment important. E și anul centenarul aici în oraș și bănuiesc că se va crea o adevărată nebunie. Da, așa este. Mai bine de atât nici că se putea. Cu toții ne-am dorit să picăm cu o echipă bună a fotbalului românesc. Din fericire am picat cu Steaua, echipa cea mai titrată din România. Va fi o sărbătoare pentru noi, ca și fotbaliști, cât și pentru întreaga comunitate din orașul Alba Iulia și din județul Alba. Sperăm să trecem cu brio acest test și să lăsăm o impresie foarte bună. Crezi că e posibil să se repete istoria de anul trecut, unde colegii voștri de la câțiva kilometri de la Hermannstadion, colegii ai de generație chiar și oameni care au trecut pe la Alba Iulia, să faceți aceeași performanță? Știu, avem câțiva băieți care au jucat pentru Unirea Alba Iulia și momentan joacă la Hermannstadt. Am și discutat după meciul respectiv și am și felicitat pentru prestația avută. În fotbal se poate întâmpla orice. Rămâne de văzut cum ne vom prezenta la ora meciului. Cert este faptul că nu ne vom da bătuți din startul partidei, deci până la urmă ne vom juca șansele și sper să fim o nucătare pentru FCSB. Tu ești capitanul echipei, dar bănuiesc că la asemenea meci nu mai trebuie să-i motivezi din vestiar. Da, categoric. Vine din sufletul fiecăruia. Vă dați seama că toți ochii sunt ațințiți asupra meciului. Când joci cu cea mai bună echipă din România, automat te automotivezi, ca să zic așa. Ați fi dorit să-l aveți lângă voi și pe patronul Gicu Grozav? Bănuiesc că ar fi jucat, ar fi dat gol. Sigur, cine nu și-ar fi dorit ca să joace cu Gicu Grozav în echipă. Ne va sprijini și ne va susține probabil din tribună, va fi alături de noi. Cam atât.